În județul Sălaj avem doar 4 cazuri de pestă porcină africană la Mistreț. Mistreți găsiți morți și avem și un caz, deci între cele 4, un caz este la Mistreț Vânat, din fondurile de vânătoare care au fost afectate și unde boala s-a declarat. În rest, nu avem alte focare la porcul domestic și nu mai avem nici alte cazuri, deși de la data declarării ultimului caz de boală s-au făcut vânători intensive, iar de la mistreții care s-au recoltat și pentru care s-au făcut examene în direcția peste porcine africane, nu s-a diagnosticat niciun caz pozitiv. Deci, practic, avem 4 cazuri. 3 mistreți morți și un mistreț care a fost împușcat în conform măsurilor dispuse prin hotărârile CLCB. Mistreții nu au venit din altă parte în țară, ei sunt, ca să zic așa, ai județului, spre deosebire de, de exemplu, Bihor, unde am înțeles că un porc mistreț a venit dinspre Ungaria, sau nord, în satul mare, unde porci mistreți au venit dinspre Ucraina. Cazul de mistreți mort care l-am avut și care l-avem în județul Sălaj sunt foarte apropiate de cazurile depistate în satul mare, deci o distanță de mai puțin de 10-15 km de cazurile declarate la Supur. Deci, ca atare, ținând cont de comportamentul mistreților care migrează în căutarea hranei, migrează câțiva kilometri pe zi, deci între 30 și 40 de kilometri pe zi, consider că boala a venit sau a venit, mistreții afectați au venit din acele zone în care s-au depistat. Cum ați reușit? Ce ați întreprins ca să păstrați, eu știu, departe de gospodările oamenilor, virusul ca atare? Sigur că atât autoritatea cât și noi ca instituție, odată cu apariția primelor cazuri în România de pestă porcină africană, am întreprins o serie de măsuri preventive de informare și conștientizare a populației vis-a-vis de riscul apariției acestei boli, iar ulterior declarării focarului de boală în satul mare, am adoptat o serie de hotărâri în Centrul Local de Combatere a Bolilor, hotărâre care a stabilit măsuri concrete și precise, toate îndreptate înspre limitarea apariției bolii și a transmiterii bolii din mediul silvatic în gospodăriile populației. Apreciez faptul că prin implicarea tuturor factorilor locali, începând de la personalul direcției, a instituției prefectului, a celorlalte instituții din județ care ne-au acordat sprijinul, a primăriilor și, nu în ultimul rând, a cetățenilor, consider că meritul este a tuturor pentru că boala nu a trecut din mediul silvatic în gospodăriile populației. Chiar de la data apariției primului focar, măsurile luate prin hotărârea Centrului Local de Combatere a Bolilor a fost delimitarea circulației a porcului domestic, interzicerea târgurilor de animale pentru specia porcină, măsurile preventive, ceea ce țin de biosecuritatea în exploatațiile comerciale, nu în ultimul rând a asociațiilor de vânători și implicit a cetățenilor din gospodăriile populației, deci acele exploatații non-profesionale, toate au făcut ca răspândirea virusului să se limiteze până la această dată. Ce faceți acum și ce veți face în continuare ca lucrurile să rămână măcar în acest stadiu și să nu se dezvolte eventual o epidemie? Sigur că noi în principal suntem focalizați asupra zonelor afectate, deci acolo unde avem boala declarată. Acolo monitorizăm tot ce înseamnă populația de mistreți. Sunt intensificate vânătorile și recoltarea, uciderea mistreților din acele zone. Cu
testare în cadrul laboratorului pentru peste porcină africană. Deci avem un barometru a ceea ce se întâmplă prin examenul tuturor mistreților împușcați din aceste zone afectate și nu în ultimul rând, intensificarea vânătorilor în celelalte zone neafectate și testarea tuturor mistreților împușcați în direcția peste porcine africane. Deci, ca atare, focalizarea cea mai mare o avem în zonele afectate, cu complementar cu celelalte măsuri care sunt dispuse prin hotărârile CLCB, așa cum a spus, limitarea circulației porcinilor, neintroducerea cărnii de vânat în exploatații, un control tot ce înseamnă a produsului din carne și în special în carne de porc, tot ce înseamnă manifestări la nivelul județului Salaș cu carne de porc și cu preparate din carne de porc. Deci facem controle în trafic, controle mixte cu celelalte instituții abilitate și conștientizăm în permanență către populație ca orice mișcare, orice animal sacrificat să fie anunțat imediat medicul veterinar și cu atât mai mult dacă apar cazuri de îmbolnăviri la animale, acționăm instituțional rapid, verificăm, controlăm, testăm ca să nu apară. Viteza cu care acționăm la această dată este destul de rapidă, întrucât în cadrul instituției avem laborator acreditat pentru a face aceste testări, iar aceste testări se fac de data aceasta în cadrul laboratorului Salaj și nu există, câștigăm câteva ore în sensul aplicării eventualelor măsuri care ar apărea într-o situație de criză. Ca ultima întrebare, ca să ne facem o idee, câți porci mistreți au fost vânați, împușcați, dintr-un număr total care, dacă este cunoscut, ok, dacă nu aproximat? Deci, sezonul de vânătoare în fondurile neafectate este din 1 februarie 2018 și se termină în 31 ianuarie 2019. Per total, număr de mistreți aproximativ s-au vânat peste 400 de mistreți dintr-un efectiv total care ar fi trebuit să se vâneze în jur de 1800 de mistreți de pe întreg județul Salaș. Deja avem un procent destul de ridicat a mistreților vânați și testați în direcția peste porcine africane. Din fondurile afectate, de asemenea, s-au făcut vânători și avem deja destul de mulți mistreți vânați într-o perioadă scurtă de timp și îmbucurător este faptul că doar la un mistreț din zonele afectate a fost depistată boala.